În sala Olimpia stând de vorbă cu cunoscutul comentator sportiv Dan Kulikovski. Cum vi s-a părut organizarea evenimentului? Organizarea mi s-a părut foarte bună, deși sincer mă așteptam la mai mulți spectatori, totuși au fost destui iubitori ai fotbalului și consider că este foarte frumos și foarte bine că se mai organizează din când în când astfel de competiții, pentru că putem și noi, suporterii, bieții suporteri, dacă se poate spune astfel, să retrăim vremurile de altă dată, de acum mai mulți ani, când într-adevăr în România se juca fotbal de o calitate destul de înaltă. Acum, din păcate, știm cu toții despre ce este vorba. Da, v-ar fi greu acum să comentați meciul de fotbal la nivelul scăzut la care se joacă? Nu știu dacă mi-ar fi greu, pentru că în continuare n-aș avea de făcut decât să recunosc jucătorii, să relatez fazele și așa mai departe, dar cu siguranță că nu m-ar încerca același sentiment de bucurie, de plăcere pe care îl aveam atunci când o făceam, pentru că într-adevăr atunci când spectacolul este unul de ținută și comentariul, bineînțeles, se ridică de obicei tot așa la cote înalte. Vi-l reamintesc pe neuitatul Sebastian Domozină. Știți ce se spunea despre el? Că jucătorii nu puteau să evolueze în ritmul în care transmitea el meciurile.